pe Fiul Lui care stă ca mare preot în ceruri, stă la dreapta Lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. Avem nevoie de rugăciuni de mijlocire, rugăciuni intime, când noi și Dumnezeu putem să stăm de vorbă și putem să arătăm înaintea Lui Dumnezeu toate lucrurile acestea. Și pentru că avem un mare preot care nu stă nepăsător de problemele noastre, avem un mare preot care îngrijește de noi, de nevoile noastre, care stă acolo în ceruri, la tronul milei și îndurării și ne dă voie ca în ziua de astăzi să ne apropiem de El, așa cum spune Evrei, capitolul 4. Să ne apropiem, dar cu deplină încredere de scaunul Harului. Astăzi putem să ne apropiem de Dumnezeu. De ce? Pentru că acolo găsim îndurare, acolo găsim vremuri de har și acolo putem să fim ajutați în vremuri de nevoi. Astăzi sunt vremurile de nevoi de care avem fiecare dintre noi trebuință. Vreau să stăm înaintea lui Dumnezeu în următoarea închinare și pentru că avem un mijlocitor înaintea lui Dumnezeu, mi-am pus pe lista mea cercetat de Duhul lui Dumnezeu în dimineața aceasta, în continuare cu partea fraților, să ne rugăm pentru toți bolnavii. Indiferent că sunt din biserică, că sunt prietenii noștri din alte părți, la noi la grup în fiecare luni sunt solicitări multe, foarte multe. Multă lume este bolnavă într-o stare în care nu poate să vină la casa lui Dumnezeu. Să ne rugăm Domnului să le întărească credința, amin, să-i mângâie, amin, să-și facă El datoria de medic, de samaritean milostiv, așa cum știe El în dreptul fiecăruia, dar vreau să vă spun, Dumnezeu o va face după credința noastră fiecăruia. Și vreau în dimineața aceasta încă o dată să vă motivez cu versetul cântării care am cântat-o. Lăsați Duhul Sfânt să lucreze. Dați voie Duhului lui Dumnezeu să cerceteze biserica în dimineața aceasta. Haideți ca biserica din Glimboca să fie o biserică a rugăciunii. Haideți să strângem rândurile. Uitați cum suntem acum la ora asta, să fim și dimineața la ora 9. Să recurgem la rugăciune comună, în grupuri, în liniște, cum vreți dumneavoastră să fie timp. Și dacă nu-i timp de studiu, să fie timp 2 ore de rugăciune. Pentru că fără rugăciune nu se deschide cerul. Ilie a stat pe muntele Carmel și a spus, Doamne, scurt, vreau ca astăzi în Israel să se știe că Tu ești Dumnezeul adevărat, punct. Și toate lucrurile s-au terminat. Și Dumnezeu și-a făcut lucrarea. Asta vrea Dumnezeu de la noi. E bun cuvântul. Rămâne pentru alte ocazii. Are Dumnezeu nevoie de rugăciunile noastre. Apoi, pe lângă rugăciunea pentru bolnavi, vreau și insist în dimineața aceasta, călăuziți de Duhul lui Dumnezeu, să ne rugăm pentru cei ce știm și nu mai vin la biserică. Sunt mulți, îmi pare rău și totdeauna când răsfoiesc registrul ăsta bisericii și văd acolo aproape 20 de persoane botezate care nu mai au nicio legătură cu Dumnezeu și cu biserica, așa mi se frânge inima și atunci devin un creștin nemulțumit, cum vă spuneam la studiu. Creștinul nu are voie să fie nemulțumit, eu sunt, pentru că lucrarea lui Dumnezeu este așa cum este. Haideți să strângem rândurile, să ne rugăm pentru cei ce au rătăcit pe cale și să ne rugăm și pentru mântuirea celor dragi ai noștri și sunt atâția care au nevoie de mântuire. Vă rog să ne ridicăm și în continuare.